Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la Adevăruri Ascunse, sunt Cătălina Porumbel. Astăzi o să vorbim despre 6 greșeli frecvente pe care le facem într-o relație și o să vedeți zodiile care sacrifică dragostea pentru carieră. Avem și rubricile noastre permanente, o să avem meteo din bătrân pentru luna aprilie, vedem și pilda zilei și leacul zilei și ce fac zodiile săptămâna următoare pentru că avem jocul viitorului. Lidia Fecioru, bioenergoterapeut și maestrul Mihai Voropchievici, numerolog. Răgușit. Haideți să vedem, Lidia, ce înseamnă greșeli frecvente într-o relație. Păi, acum, noi nu le socotim greșeli de multe ori. De multe ori astea sunt arme psihologice, știi? De manipulare, de că vrem să facem chestia asta și ni se pare că făcând aceste lucruri pe care o să le spunem noi, undeva noi avem impresia că poate controlăm situația, că poate cumva o influențăm, dar nu se întâmplă nimica, pentru că ele, de fapt, repetitive, fiind repetitive, încep să fie greșeli pe care le, după aceea, greu le mestecăm. Așa. Prima greșeală ar fi că trecem de la o stare la alta. Adică... Știi, femeia trebuie să știe să facă borș scandal din orice. Adică noi facem scandal după care întrece repede și ne comportăm ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Exact. Deci tendința asta de a trece de la o stare la alta, de obicei îi bagă pe partener în ceață. Și spune, eu nu înțeleg ce ai. La tine ori râdeai și erai bine dispus, acum gata, ești cu fundul în sus, unde am greșit? Și începe să-și caute vină partenerul, motive. Și motiv și nu înțelege care e motivul tău că tu ți-ai schimbat așa de repede. La noi este ceva absolut normal. La noi e natural. Da. Acum suntem supărate, după care fericite. Și invers. Da, și e foarte important că... să nu ne ducem în extremă cu această stare. Pentru că sunt cupluri care de multe ori nu vorbesc câte o lună de zile. Adică chiar am văzut, știi? Păi și ce fac în luna aia de zile? Răspund sec, scurt și cuprinzător și fără să dea mult... Adică unde sunt cheile? Acolo. Și atunci, adică și în asta. Și păi și nu e mai bine așa? Una caldă, una rece, decât una rece o lună de zile? Acum depinde dacă partenerul îi place să mănânce și cald și rece alternativ. Cum digeră? Dar e posibil să zic că nu mai îmi place mâncarea, o vreau la temperatura camerei. Și gata. Și gata. Ai înțeles? Că și dacă... De obicei noi femeile facem această... Sunt avem această bărbați. Situație. Sunt și bărbați? Sunt și bărbați. Care... Maestru zâmbește așa. Maestru zâmbește, dar știi de ce? Că cei de generațiile astea nu au fost niciodată așa. Înțelegi? Mai eram și noi. Generațiile noi sunt așa. Înțelegi? Aștia care sunt acum la 40, 35, 40. Aici e beleaua. Generația aici. Da. Imediat. După care, o altă greșeală pe care tind să o facă multe femei are legătură cu nemulțumirea din viața de zi cu zi. În loc să petreacă clipe împreună, să se bucure sau chiar clipe pentru ea, ai înțeles? Este că se plâng de mult prea mult. De mult prea mult. Am înțeles. Se plâng deci prea mult, prea mult. Se vaită non-stop. Că tot timpul, bacă doare ceva, bacă nu ai mers tu nu știu cum, bacă n-ai făcut tu nu știu ce, bacă... Asta e femeia cicălitoare. Stai neștită că ea nu-l cicălește numai pe el. Bacă liftul nu știu cum a mers, bacă lumina nu arde nu știu cum, bacă vecina i-a mers să-mi ieși prin față nu știu ce, bacă i-a florit leliacul și n-a vrut leliacul în geam și a uite așa... A părut umbra în față, știi? A? Că nu mai are umbra în spate, o are în față. Exact, exact. Și ea soarele invers, știi? Da. Deci există, da, nemulțumirea totală asupra a orice. Exact.
Da, o să, poate că o să vorbim noi într-o emisiune despre chestia asta, o formă de caracter din ăsta care e nu umbrațe, știi, ca un criminal. Orice nu s-ar întâmpla, orice ai zice, orice ai face, este nu. Primul lucru care e nu. Bă, mă gândesc, poate că sunt de acord, dar ca să nu-ți dau satisfacție că ai o idee bună, spun nu. A, deci e o tehnică asta. E cum? Manipulare. Asta e chestia de manipulare, ca să te simți vinovat. Așa. Sunt oameni, sunt de foarte multe ori, sunt... Noi aici, eu să știi că aș da chestiile astea și pe femei și pe bărbați. Cu siguranță. Nu le-aș spune că le au numai femeile. Că o femeie, că dacă prinde că are un bărbat din ăsta care îi face tot felul de șicane, ea întotdeauna va găsi, cum să spun, modalitatea de a-l face să se simtă vinovat de toată starea ei. Ai înțeles? Da. Și atunci și ei și ele sunt la fel. Spun cu ușurință replici acide. Același lucru fac și bărbați. Da. Deci noi scoatem din ecuație never. Și femeile și bărbații. Dar făcând chestia asta, nu-și dau seama că, de fapt, aceste replici pe care le spui, chiar dacă ăla este vinovat, cealaltă persoană este vinovată sau, mă rog, își asumă o chestie, poți să-i spui mai delicat. Ți-am spus eu să nu faci asta. Ți-am spus. Ei, cu asta distrugi. Cu asta distrugi. De-aia e cea mai frecventă asta. Ți-am spus. Ți-am spus eu. Atât? Păi că... Ce-am spus? Eram sigură că n-o să fii în stare să... Chestia asta se face din dorința de a-i schimba, de a-l schimba pe partener. Păi nu o să-l schimb, o să-l enervez foarte tare. Normal. Pentru că noi o să murim generații la rând și nu o să înțelegem că nu putem schimba pe celălalt. Decât dacă vrea să se schimbe el. Dar noi tot încercăm. Adică noi... Încercare moarte n-are. Păi da. Murim cu speranța, practic. Exact. N-am spus că nu va muri relația. Nu va muri, va muri relația, nu vor muri oamenii. Deci... Tot ce mișcă nu se schimbă. Exact, exact. Adică, mai departe, nu recunosc fericirea atunci când o întâlnesc. Ei, se întâmplă și chestia asta. Da, e o destul de, e destul de complicată această situație. Adică ți s-a urât cu binele, cum spunea bunica mea? Da. Și brusc cauți niște probleme pe care nu le aveai, dar trebuie să existe o problemă. Corect. Eu trebuie să inventez o problemă de care trebuie să mă leg. Dar de ce? Asta era întrebarea. Adică dacă totul e atât de simplu și frumos, de ce să ai o problemă? Dacă n-are papură să caute nod în papură, caută în praz. Și tot îl caut. Da, cred că la un moment dat te plictisești cu binele. Da, după o perioadă... noi ne îndrăgostim foarte repede. Eu chestia asta când aud vâlvătăi din astea, pe mine mă ia nebunia. Da, de vâlvătăi de îndrăgostire. Păi m-am îndrăgostit. Adată mă ocupesc. Și după ce se căsătoresc sau încep o relație, trece o perioadă de timp și vede de fapt că găsește tot felul de dificultăți, de deficiențe, de insuficiențe, de defecte. Că nu mai în relație și își dă seama că vâlvătaie. Nu e ceea ce visa. Dar e frumoasă perioada de îndrăgostire, trebuie să spunem acest lucru. Doamne, dar cum? Dar cea mai frumoasă îndrăgostire este să te îndrăgostești de tine însuți. Este zice Lidia. Mai pomenit, nemai pomenit. Jur. Pentru că oamenii că se îndrăgostesc de ei încep să se cizeleze, să se comporte să frumos, pună preț pe dar de unde? Nu, devin narcisiști. Automat. Băi, mă îndrăgostesc de mine spre a-mi face ceva bine. Mai adică fă, încep da. Să mă iubești pe de asta, pe asta, asta, spun, da. Asta spun. Ai așa, încredere da, în tine, în calitățile bun, tale și să le pui în valoare. Pentru că dacă tu te critici non-stop și autocritica la unele persoane păi, depășește de limita imaginației. Distrugi și viață și sănătate. E, și aici și ajunge această relație, ajunge de fapt să se rupă. Pentru că nu sunt așteptările la care se angrenase. Corect. Iubirea e oarbă. Da, dar există perioada aia în care începi să deschizi ochii și să vezi lucruri. Păi, degeaba ai ochii deschiși dacă ochelarii să duc doar atâta. Nu există. Ca pisoia aia, când au 8 zile, abia au făcut ochi.
Așa. O altă greșeală pe care o facem este așa, că nu ne ascultăm partener. Deci nu există dialog. Nu există dialog. Nu ne ascultăm. Faptul că, că se pune presiune pe umerii, pe umerii cuiva, nu este deloc util pentru relație în sine. E chestia de această, mă rog, dominație, de a domina într-o familie. Că este el, că este ea. E același lucru. Să conduci. Exact. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-l asculți și pe celălalt și nu trebuie să-i pui în valoare, în vedere valoarea lui și să nu, să nu îl clasifici ca pe un partener egal discuției tale. Pentru că chestiile astea, la un moment dat, știi, trăiești cu, e ca și cum ai fi că trăiești cu, cu călăul în casă, nu știu cum să spun. Ai senzația că trăiești cu călăul în casă. Mm. Că numai el are dreptate, că numai, numai el face, știe, numai el toate știe, alea, numai el nu faci doi conduce. Pași și... E în umbra ta? Da. Și dacă vrea să-ți spună ceva, îi spune, tu să taci, că pe tine te întreba de mine. Greu. Bine, aia nu mai e relație. E o relație de subordonare. Sunt și relații de genul ăsta. Acum să admitem că există. Da, sunt. Da. Numai e o relație în sensul în care nu mai are definiția de relație. Mai departe, al șaselea și poate că nu chiar cea din urmă, dar mai sunt multe, dar pe ultima pe care o să o vorbim noi este nu își recunosc frumusețea. Deci, desigur, femeile se plâng de modul în care arată corpul lor chiar în fața partenerului. Și e bine să facem asta sau nu? Nu! Suntem cele mai superbe. E foarte frumos să taci și să te bucuri că dacă el te-a luat de 90 de chile și tu o să-i spui tot timpul că te-ai îngrășat și că nu te suporți că ai 90 de chile, apoi fii sigură când vei face 60 te va lăsa. De ce? Pentru că de la 90 la 60 de kilograme înseamnă vreo 4 ani de tot felul de regimuri alimentare, obsesie. Tot felul de obsesii idiote, tot felul de nu mă ducem acolo că eu nu mănânc aia, eu nu pot să beau asta. Reguli de toate felul. Nu mergem la plajă pentru că nu arăt bine și așa mai da, și uite așa, eu, relația se duce dracului, chiar dacă ai 60 kg. Pentru că până ai ajuns la 60... Exact. I-ai măcinat creierii, i-ai făcut varză tocată. Păi acum ai nemulțumirile, înțeles. Fiecare are câte o nemulțumire. Înseamnă că te se face o obsesie, pentru că sunt și obsesii legate eu de foarte explicat, multe lucruri. Eu le-am explicat, dom'le, aia mai discutat o dată de povestea asta. Știi cum spun eu? Dom'le, eu am 90 de chile. Eu, de fapt, am 60 de kilograme, că 30 sunt splendoarea mea, sunt valoarea mea. Cântărește mintea la mine. Zici gândind, ca să nu o dezarmezi, când era de 80 sau de 90, am grăsiciunea mea. Acum, dacă a slăbit, zic, tu ești slăbiciunea mea. Da? Dar dacă îi dai apă la moară și începe să facă, asta e cea mai mare. Nu, că poate bărbatul nici n-are nicio treabă cum arăți. Că el poate că ți-a iubit sufletul la început. Stai, dacă iubești un om, îl iubești așa cum e. Așa. Dar că el strică. Că el ți-a iubit, el strică dragostea. Că el ți-a iubit sufletul și te-a luat așa cum ești tu. Da, cu ruși de chile, cu tot absolut. Tu dacă vrei ca bărbatul să vadă celelalte lucruri frumoase din tine, spune-mi, Doamne, ce ochi frumoși am. Da, există. Adică pune tu singură valoare pe alte lucruri. Cu siguranță sunt multe calități care pot fi apreciate. Sigur că dar da. Dar acum există acest trend la nivel mondial de a nu mai fi obsedate noi, în special femeile, de modul în care arătăm. Foarte și bine, eu mă bucur foarte toate tare. Toate marile case de modă au și modele care nu mai îndeplinesc standardele deja, 90, deja 60, trecut, 90. Sigur, Doamne, dar există și un dezavantaj aici. Copiii noștri, pentru ei este o normalitate să fie obez, de exemplu. Și aici e o greșeală din punctul meu de vedere. E pentru de că obezitatea este o boală, este un diagnostic, ea are un tratament, ea vine la pachet cu mai multe lucruri, cu copii, probleme cardiace, cu diabet. Eu nu spun să fim de 90 de kg, dar nu suntem da. Nici toți 90, 60, nu, dar, 90. E bine că acceptăm că nu trebuie să fim toți 90, 60, corect. 90, dar nici să mergem în
extrema cealaltă, în care este absolut normal ca un copil, de exemplu, să aibă 70 de kilograme. Eu am o prietenă care, de când o cunosc eu, sunt vreo 20 de ani, ar fi, așa, care vreo 10 ani de zile, cât am cunoscut-o eu, mai ieșeam la restaurant împreună, mai că stăm Brașov, când ne întâlneam, mai... Săracă, ea nu mânca decât niște salată care n-avea niciun pic de ulei pe ea. Și eu tot timpul mă uitam la ea, eu nu înțeleg, băi, cum mănânci tu prostie asta? Eu te văd femeie, dacă fii capră, te înțeleg, să mănânci numai verdeață, vierme de mătasă, nu știu ce să fii, ca să mănânci numai frunze. La un moment dat, eram în Brașov, în Poiană, și o sună. Urcă și tu, zic, în Poiană să bem o cafea. Și Lidia nu mă pot ridica de pat. Și eu răs și spun, fă bărbat, ai acasă? Da, da. Zi să aprindă grătar. Că vin. Am sub ca de slănină pe grătar, a deschis o sticlă de vin și am zis, bea acum un pahar de vin, mănâncă o bucată de slănină și păi mai vorbim. Și a revenit prietena mea și mi-a spus, să știi că îmi cere organismul slănină. Păi da. 10 ani de zile, cine a vlăbăduvit făi de toată grăsimea de care avea nevoie, de toată proteina de care avea nevoie? Da. Mănâncă, nu e nicio problemă. Și vreau să spun, nici măcar nu s-a îngrășat. Adică a pus vreo 2 kg, na, care și ea vreo 55 acum, a pus vreo 2-3 kg pe ea, dar e sănătoasă, n-are nicio problemă și zic, cum e cu slăninuca? Perfect! Da, la un moment dat devin obsesii de care scap foarte greu. Da. Alimentația, la un moment dat încep să spui, nu mai mănânc nimic, beau apă, mănânc frunze, exact, mai departe. Nici așa. Nu, extremele nu fac bine la nimic. Corect. Nici 90-60-90, nici am văzut singura dietă asta disociată, într-adevăr, slăbești frumos, mănânci, n-ai restricții la nimic și poți să slăbești. Dar nu mi-amestecă mie o salată de bœuf, mai văd niște brânzeturi nemaipomenite, după aceea fac o ceafă de porc, mai fac și un pește la grătar și la final mă gândesc că mănc o felie dublă de tort. Cea mai bună. Păi mamă, mănâncă dacă ai mâncat dimineață carne, ai mâncat friptură. Eu nu pot să mănânc două feluri de mâncare la aceeași masă. Nici eu. Nu. Se pare dacă exagerat. Am mâncat atât mănânc și eu, dacă mi-e foame, poate să zic. Am mâncat friptură, mănânc și la prânz o friptură, mai mănânc ciorba și seara o fac așa, un picuț, dar tot carne. Dacă mâine și eu, mănânc și la pește, 12 mă scol noaptea și mănânc două ciocolăți. Lasă-le, Lidia, alea nu influențează cu nimic. Mănâncă nu disocia. Nu simt că nu merge creierul. Adică nu amesteca. Eu pot să mănânc înghețată la orice oră. Și eu la fel. Bine, la dacă, orice oră pot să mănânc înghețată. Dacă tu n-ai treabă cu am crocodilul. Am congelatorul plin de înghețată. Și iarna și vara nu contează. Și eu la fel. Aș putea să trăiesc doar cu înghețată. Bun, maestre? Eu mai bag și câte o bucată de ciocolată, că nu merge. Și ciocolata este bună, mă rog, acum na. Eu o bag în spate acum, nu mai vreau. Este cum mi-a spus medicul meu când a rămas însărcinată prima dată și mi-a zis, poți să mănânci și să bei ce vrei tu, dar mănânci o felie de tort, nu un tort. Corect. A, da, bem un pahar corect. De suc, nu bem o sticlă. Asta spuneam eu, uite, totul dacă mâncăm, uite, noi avem porție, să știm. Dacă mâncăm cât în cap într-un pumn, așa, ne este destul. Da. Că atâta e stomacul nostru. Da, căușul. De... Căușul. Da. Atâta ciorbă, un polonic jumate, două polonici, maxim. Că sunt și polonici mai mici așa. Două polonici de ciorbă, într-o farfurie. E perfect. Nu e nicio chestie. Bun. Maestre, no. Zodiile care renunță la dragoste la pentru mici carieră. Nu pot să renunță, nu mănânc șase. La mici șase. Da, e porția mea de mici. Poate să fie mare, mici, nu contează. Vezi? Șase. Și da. În subiectul ăsta... Sunt zodii care pun preț pe carieră. E, tot disociate. Și uite, carieră de mic. Da, pun preț numai pe carieră și lasă partea amoroasă deoparte. Da? Și atunci ce facem? E o combinație bună? Nu combinația e bună. Nu e bună. Pentru că începem cu o zodie care, într-adevăr, e, să zicem, carieristă. Da? Astea sunt persoanele născute sub semnul zodiei racului. Au tendința de a se concentra doar pe partea profesională. Și din acest motiv, puțin parteneri de cuplu pot să reziste în preajma lor. Foarte multe și bărbați și femei care au avut combinația un rac și dedicat carierei s-a ajuns până la ruptură.
A suportat un an, doi, trei, după aceea. Salut, pentru că mai e nevoie și de afecțiune, mai e nevoie și de persoană. Nu vii mie acasă, eu am dat un spray grozav, uite cum e dormitor, stai să-ți povestesc ce am făcut azi la serviciu. A venit-o, noi când s-a plecat, mai venit o sarcină. Măi, lasă-mă, mamă, că sarcina se face în pat, la servici sunt atribuții. Pe servici, nu sarcini. În momentul când au făcut treaba asta, racul uită să mai acorde atenție familiei. Dacă n-are un partener care să-l scoată din un pic din inerție sau alți prieteni susținători, familia, care să-l trezească la realitate, devine robul muncii. Și nu e bine. Pentru că la un moment dat capitulezi, mai e ce să faci, capotezi. Da? Te-ai extenuat și atunci să vezi ce pățești când vii acasă. Pentru că moneda cu care l-ai plătit pe partener, îți plătește și el acum, legea talionului. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Și tu ai și acum nevoie de un pic de afecțiune ca să te pui pe picioare, să te refaci, dar tu nu te mai refaci. Da? Și partenerul. Și de aici cad în acele depresii care ulterior se întâmplă alte lucruri tâmpite. Altă zodie care face minuni de genul ăsta și pune accent extraordinar de mare pe carieră sunt gemenii. Da? Din dorința lor să obțină un job mai bine plătit, mai bun poziționat, mai șef, sau de a avea de partea lor toată aprecierea colegilor, aceștia de multe ori își pot neglija partenerul de viață. Ei, am terminat cu două zodii destul de simpatice, ajunge la geniile din afaceri, care în schimb au probleme în relațiile amoroase și ăștia sunt nativii din zodia Fecioară. Fecioara spune că ocupă un loc fruntaș în topul zodiilor care prioritizează cariera. De astfel, acești nativi sunt considerați adevărate genii în afaceri. Au puterea aparte de a anticipa oportunitățile de câștig și pun acesta pe primul loc, în primul rând e cariera profesională. Dar de multe, foarte multe ori, datorită acestor aptitudini spre o carieră, îi face să se îndepărteze de zona dragostei sau de marea dragoste care ar trebui să o trăiască și ei, știi? Și fac, în general, fac cu greu pasul spre căsnicie. Deci, până să te căsătorești cu o fecioară, ai de tras trei să-i cunoști locul de muncă, să-i cunoști colegii, să-i cunoști orarul, ce programare, dacă mai lucrează și acasă, dacă mai aduce și o geantă, eu știu, sau dacă nu, o sacoșă cu dosare de rezolvat. Astea sunt zodiile care fac năzdrăvănia asta. Dar sunt și zodii care pot să pună relația pe primul loc. Dar până acolo hai să vedem ce se întâmplă cu Deci ați spus racul și fecioara pun Racul și cu pun cariera, nu căsnicia gemenii, racul și fecioara. Astea sunt zodiile care pun cel mai mare preț pe tot ce înseamnă carieră, da? Și avem și inversul, zodiile care pun dragostea pe primul loc. Avem și zodii, pe nu se poate. Scorpionul, de numai exemplu. Rău. Da, uite, scorpionul este primul romantic incurabil, care nu ratează niciun moment pentru a surprinde partenerii de cuplu. Pentru că ei sunt de partea cealaltă a baricadei, pentru muncă, da? Ăștia se concentrează mai mult pe liniștea sufletească și țin cont de părerile partenerului de viață și preferă să petreacă timp în doi, în detrimentul orelor epuizante de la locul de muncă. Și să știi că am și combinația asta, undeva scorpionul într-adevăr susținea pasiunea, flacăra, tot, iar fecioara era dedicată total muncii. Și în momentul când apărea scorpionul, era sleită de muncă, ce facem? Mergem la un film? Mergem la un restaurant? Nu că sunt obosit. Da, trebuie să te deconectezi acum. Deci, munca e muncă.
mergem la un spectacol, vedem un film de comedie, vedem o piesă de teatru bună. Și Scorpionul nu prea acceptă refuz. Înțelegi? Așa că fecioara, cât e ea de mai scorțoasă, trebuia să accepte. Și uite, mai avem persoanele născute în zodia Capricorn, care sunt la fel de loiale ca și Scorpioni. Nu vor ține niciodată cont de factorii externi și pun pe primul lor loc opinia partenerului de viață. Adică eu vin cu o opinie, se duce undeva spre zona care spunea Lidia cu nu, și când mă întorc în bucătărie, da. Deci dacă spuneam de la început că îți fac, parcă nu sperea chef, trebuia să te tensionezi un pic, așa mănânci mai cu poftă. Și uite, sunt lucruri pe care, dacă știm cum să le dozăm, cum să le punem cap la cap când e cazul, lucrurile astea ies foarte bine. Pentru că și Capricornul, când se bagă în muncă, e ca ursul, știi, când îi rup coada să-l scoți de la miere și îi rupi urechile să-l duci la stup. Cam așa e. Dar n-avem ce face. Și dacă vedeți că, în general, sunt zodii de apă și cu zodii de pământ. Extremele astea. De ce ține și meteo din bătrân pentru aprilie, păi maestre? Dacă vrem să mai vedem și meteo, am încurcat-o. Că un pic s-a pliat, dar nu în București pentru luna aprilie. Zice că pe întâi a fost ploaie. La noi a tras mai așa am luat un pic praf. Pe întâi, din 2 până 9, bine, și pe alocuri ploaie. Adică mai vine și câte o ploicică. În schimb, din 10 până pe 20 aprilie, este bine, dar noaptea este frig. Și vedem și acum că sunt corect. Paradoxale temperaturile, ai 6 grade noaptea sau 5 și ziua e 22 sau 23. E diferența fantastică. În schimb, pe 21 și 22, nor cu soare, îmi zice Parpanghel, nourele printre stele. Pe 23, în schimb, până la 28, senin, dar se menține dimineața la primele ore și în cursul nopții, rece. Pe 29 și pe 30, posibilități de ploaie și în București, dar și în zonele din țară. Primăvară. Unde... Dar ce? Am avut și vânt. Pe lângă astea s-au mai asociat și cu niște vântoase care ne-au cam dat un pic. Mai ales pe 2 aprilie. Bun. Asta știi de ce? Pentru că pe 1 s-a dat prognoza că o să fie pe 2 vreme frumoasă. Și toată lumea a luat-o drept păcăleală și s-a supărat luna aprilie pe noi și a zis, da, credeți că e așa? El las că vă demonstrez eu, că o să vă iau cu totul, cu valize, cu tot. Bun. Hai, Lidioară, ce lacne ai pregătit? Păi, tocmai mă gândeam acum, nici nu știam ce leac să dau mai repede. Și m-am gândit să vorbim despre podbal, pentru că podbalul este acum în perioada asta numai bun de cules, floricelele de podbal. Așa. Și... ca să știm că e foarte bun pentru cei care au bronșii foarte încărcați. Da. Da? Pentru rămâne după răcel, cei care au astmă bronșic și au acea, mă rog, mucozitate care nu se elimină în totalitate. Și ca să se curețe chestia aia, e foarte bun, e bun ceaiul de fotbal. Mai departe, pentru hipertensiune e foarte bună și e un foarte bun antiseptic și are o chestie antibacteriană. Excepțională. Se face simplu, acum se culeg florile, se usucă, frunzele aparte, florile aparte. Florile se culeg aprilie, mai, frunzele se culeg în iunie. Cele de mărime medie, să nu luăm nici pe alea foarte mari, nici pe alea foarte mici. Cele de mărime medie. Dar le uscăm aparte. Florile aparte este interzis a fi băut. Se face simplu,
lingură de plante la un pahar de 200 de grame de apă fierbinte, astupat 10 minute și băut câte 100 de grame de 3 ori pe zi. Este interzis femeilor care alăptează, fără discuții, și celor care au probleme mari cu ficatul. Bun. Oricum, cine cumpără sau dacă doresc să aibă mai multe informații, pot citi despre planta sigur în sine, da, pot cere sfatul medicului în cazul sigur, în care sigur, au sigur. Dubiu. Am spus că sunt, adică unii care sunt alergici la plantă și n-au cum să o bea pentru că sunt alergici la ea, dar îndeosebi este interzisă celor care au probleme mari cu ficatul și celor care au... Bun. Maestre, zodiile noastre săptămâna să viitoare. Ce le prevede viitorul săptămânii următoare. Și începem cu berbecelul nostru, care are o carte foarte bună, albul de 13. Și asta simbolizează o protecție foarte puternică din partea unei persoane cu autoritate, cu o personalitate puternică. Și atât timp cât ai o protecție din partea unui om puternic, te simți și tu puternic. Dar îl obligă pe berbec să fie încrezător că este în săptămâna următoare pe calea cea bună. Deci, încredere în voi, berbecilor, că voi aveți de obicei încredere. Dar n-are rost să o, acum să o marginalizați. Porniți cu încredere și rezolvați tot ce aveți de făcut. În schimb, taurul are pătratul, o carte neutră, dar pozitivă totuși. Simbolizează posibilitatea de a intra într-o nouă profeție, de a acționa nou, dacă ai o afacere sau lucrezi undeva, să faci, să demarezi o acțiune nouă. Iar acțiunea asta nouă va fi apreciată și de șef și de colegi și se materializează în final cu o realizare materială pozitivă. Bucuria bun. Tăurașului, dacă n-are el bani, e un tăur trist. Și am ajuns la gemeni. La gemeni, situația e puțin încurcată, pentru că a ieșit cartea răsturnată. O aducem la normal, o carte răsturnată, la o extragere înseamnă câteva întârzieri. Adică tot ceea ce îți pregătești demarează mai greu. Dar cu toate astea, steaua de 3, o carte foarte bună, care simbolizează pentru gemeni începutul unei noi acțiuni, dar o activitate profesională care în final are o reușită și o realizare materială pozitivă. Au ieșit la gemeni ceva mai bine ca la Taur, ca să-l supere pe domnul Taur. Mai e atenționat geamănul că o întâlnire cu o persoană mai în vârstă îl va ajuta să pună bazele unei prietenii deja cunoscute, dar una puternică și de durată. Și am ajuns și la Rac. Racul are luna care îl și patronează, 2, o carte neutră care spune că în săptămâna următoare răcușorii noștri care și așa au trecut pe niște situații din astea de visare, de gânduri multe adunate, acum au o săptămână în care chiar visează cu ochii deschiși și ziua și noaptea, cu toate că ei sunt foarte receptivi, dar dau frâu, adică nu mai pun frâu emoțiilor. Se emoționează, poate să și plângă și de fericire și de supărare. Vă apasă emoții puternice și din cauza asta veți reconsidera multe, foarte multe din amintirile trecute. Încercați să trăiți în realitate că ce a fost, a fost. Și niciodată un lucru nu se repetă ad litera. Așa că lăsați pasivitatea și acționați în favoarea voastră. Și am ajuns la Leone. Leone are 8, ovalul, o carte neutră, dar mai degrabă pozitivă. Asta înseamnă că lei se ocupă prioritar de tot ce înseamnă fecunditate. Sunt receptivi, răbdători, au dragoste de natură, mai simt nevoia să mai iasă și ei un pic din cotidian, se mai întâlnesc cu persoane importante, drăguțe, și una din persoanele astea vă va intra în grații și vă va ajuta să vă rezolvați o problemă pe care voi v-ați propus-o mai de mult și în favoarea voastră. Da?
Dar la fel de bine, persoana care vă ajută nu trebuie să fie neapărat un bărbat, poate să fie și o doamnă. Și am ajuns la Fecioară. Fecioara a pornit furtuna. E o carte negativă datorită faptului că o situație v-a bulversat. V-a adus în situația să deveniți furioși, să aveți dispute cu cei din jurul vostru, pentru că voi aveți orgoliu rănit. Și datorită acestui fapt, punând orgoliu în față, sunteți un car de nervi. Aveți grijă cum vă comportați cu ieșirile voastre mai vulcanice, pentru că foarte ușor și în parteneriatul de afaceri, dar și în cel privat, să zic, emoțional, se poate să aibă loc o ruptură violentă. Deci, e atenție. Mai cu atenționare serioasă. În schimb, balanța are un 15 nuciu care spune că e timpul ca înțelepciunea ta și puterea de reflexie să slăniștească sufletul undeva, dar asta trebuie să stai un pic în singură, toate tu cu tine, sau, dacă vrei neapărat dialog, discută cu persoane în vârstă, cu bunici, cu oameni de știință, oameni serioși care îți pot arăta calea cea dreaptă și nu trebuie neapărat să gândești că tu nu poți. E singura zodie care, dacă și-a propus ceva, duce la bun sfârșit tot. Așa că recompensa vine puțin mai târziu, datorită faptului că n-ați avut curajul să vă cereți drepturile, ca să spun așa. Și am ajuns la Scorpii. Scorpionul are un cosmos, o carte excelentă, 20-ul, cea mai bună din tot pachetul de cărți, care simbolizează reușită. E momentul când tot ce întreprindeți, veți reuși. Iar reușita nu este una așa puțin interesantă, ci una excepțională. Deznodământ fericit al unei situații pe care voi ați complicat-o pe parcursul săptămânilor precedente. Și am ajuns și la zodia săgetătorului, care are un 6 de negru și spune că e o carte dificilă. Da, nu neapărat foarte dificilă, mai degrabă un pic negativă. Arată că sfârșitul unei situații este pe cale să se impună. Sfârșit sau eșec, într-o, eu știu, o combinație pe care voi ați sperat-o să fie favorabilă vouă, dar n-a fost. Cu alte cuvinte, sfârșitul unei situații, dar cu condiția să acceptați schimbarea în profunzime, nu numai superficial. Și atunci veți trăi un nou suflu, o renaștere și veți scăpa de toate angoasele care încă au pus stăpânire pe voi. Nu pe toată lumea, pe o parte din ei. Și am ajuns acum la truditor. Capricornul are un galben care îi spune că în săptămâna următoare va renaște. Se înrenește. E sensul benefic al lucrurilor, vine asupra ta. Ai nevoie, în schimb, de libertate de acțiune. Și datorită faptului că știi cum să discuți și cum să rezolvi problemele, te vei salva dintr-o situație dificilă pe care tu ai creat-o undeva, dar nu cu gândurile. Vești, se întoarce cineva care nu l-ați mai văzut de mult și vă e drag. Adică o întâlnire neprevăzută. Și am ajuns și la Bulgărele de Foc 16, care este un vărsător, o carte mai degrabă pozitivă, care spune în săptămâna următoare sunteți Usain Bolt. Rapiditatea vă caracterizează în săptămâna următoare, iar rapiditatea voastră în mișcare și în gândire vă va aduce o schimbare de situație benefică. Veți avea multe deplasări, multe întâlniri cu terțe persoane, dar șansa e de partea voastră. Dar încercați să aveți curajul răspunderii în absolut toate situațiile care le aveți. Întâlnirile sunt benefice și micile călătorii. Și ultima zodie, Semilunele 10, Peștișorii, e o carte neutră care spune că în curând va trebui să faceți o alegere. Să renunțați la ezitare, să scăpați de îndoială și dualitate, că sunteți voi zodie dublă, dar lăsați neliniștea
și rivalitatea cu prietenii, dar și cu cei din casă. Trebuie să reflectați înainte de a acționa. Cu alte cuvinte, peștilor, gândiți de două ori și acționați odată. Bun. Frumos. Ioara? Destul de Ilda. Interesant. Ilda. Da. E foarte important în viața noastră să împărțăm oamenii în trei categorii. Așa. Cei mai utili oameni sunt cei mai apropiați, prietenii, adică cel mai apropiat cerc de lângă tine, care ăia sunt, ăia merită, sunt lângă tine și merită să-i aștepți, să-i oblojești, să le spui, să-ți ceri iertare, să și de foarte multe ori să te dăruiești pe tine însuți sau să te sacrifici pentru treaba lor, pentru interesul pe care l-au. A doua categorie sunt cunoștințele, cu care discuți din când în când, care îți face plăcere să fii în compania lor câteodată, deci nu e nicio problemă, dar în momentul când ai o discuție care te simți disconfort, simți un disconfort în acea discuție sau în gașca în care ești și rămâne ceva nediscutat, aia deja nu mai e important. În momentul când mai trecând în discuție cu oamenii și vezi că nu îți mai face aceeași plăcere să stai cu ei, automat trec în a treia categorie, oamenii neimportanți. Oamenii străini ție, care n-au nicio importanță în viața ta. Important este să-i vedem la timp și să-i mutăm la timp în categorie în care merită. Corect. Dar și pentru asta ne trebuie experiență și înțelepciune. Da. Așa încheiem adevărurile ascunse. Ne revedem săptămâna viitoare.